Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi informații minut și cu minut pentru voi la emisiunea voastră preferată exclusiv VIP. Astăzi începem ținându-i pumnii, uite așa, și nu-i mai dăm drumul maestrului Iosif Rotariu, care este cu adevărat un luptător. Dacă cineva dorește să ia lecții de viață și de luptă cu cele mai grele lucruri care pot exista în viața asta, boală și recuperarea copilului sau a soției, trebuie să ia lecții de la Iosif Rotariu, care se află în legătură direct acum alături de noi. Bun găsit, maestre, mă bucur că sunteți alături de noi și vă admir pentru faptul că reușiți cu zâmbetul pe buze să luptați de data aceasta pentru soția dumneavoastră, a cărei boală, din câte știm, acea boală despre care vorbea și doamna Monica Pop, acea boală foarte dură, care se numește cancer, a recidivat și se luptă, nu-i așa? Bun găsit! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație și întotdeauna cu mare plăcere la dumneavoastră. Într-adevăr, este o perioadă foarte dificilă, mi-a fost și foarte greu. Dar vă respect prea mult și am vrut să intru în emisiunea la dumneavoastră, în rest cam stau foarte liniștit acasă cu soția. Da, într-adevăr, boala este nu avansată, foarte avansată și probabil ține de zile sau săptămâni, poate foarte puțin de o lună sau și ceva. Nu mai poate să facă tratament, că nu mai are efect și ia doar tratament pentru dureri, care are dureri foarte mari și stă numai în pat. Informația că soția dumneavoastră se luptă din nou cu această boală a apărut la sfârșitul anului trecut și speram că lucrurile vor merge către mai bine. Se pare însă că tratamentul nu a avut efectul scontat. Sau ce s-a întâmplat de fapt? Păi da, atunci când i s-a descoperit boala, am plecat în Turcia la Spitalul Anadolu, unde ea a fost operată de urgentă, avea cancer la colon, avea două tumori, l-a extirpat de acolo și apoi a început încă o operație la gât, la ganglion și au început procesul de tratament cu chimioterapie. M-a durat cam 6 luni de zile. La 6 luni de zile a făcut un control, un PCT complet, ca să vadă în ce stadiu se află după tratament și s-a constatat că tumorile s-au multiplicat și au avansat, pentru că boala este foarte agresivă și chiar nici corpul nu mai suporta tratamentul. Apoi am renunțat de acolo din Turcia, am venit în Timișoara la un spital de oncologie unde am mai făcut încă 6 ședințe de chimioterapie cu schema trimisă de la cei din Turcia. După alte 6 ședințe am făcut încă un tomograf complet în care practic boala s-a extins tot mai mult și în momentul de față nu mai are niciun fel de tratament. Peste tot ziua în pat, mănâncă o linguriță de supă sau ceva. Că nu prea vreau să urez prea multe pentru că e într-o stare foarte avansată și... Cred că ceea ce îi poate lungi viața doamnei Rotariu este dragostea dumneavoastră, a copiilor, pentru că bănuiesc că sunteți alături de ea și încercați să îi faceți zilele cât mai luminoase. Păi, vă dați seama că eu sunt persoana care stau permanent cu ea. Când nu sunt pe la antrenament, mai stau copiii, dar eu stau tot timpul lângă ea. Eu îi aduc ceva de mâncare, câte o supă, dacă vrea, câte o linguriță, apă, îi dau să bea. Deci sunt permanent lângă ea și noaptea mai ales simt stările care le are, cum mă pregătește pentru ce va urma, pentru toate lucrurile și atunci mă dau seama că și starea mea de oboseală se e avansată, optimismul meu cât de puternic aș fi începe să scadă, pentru că ea simte cel mai bine ce e și chiar e conștientă de ce va urma, și-a luat toate măsurile, adică de pregătire și foarte greu. Da, este adevărat, e foarte greu, noi vă ținem pumnii, poate că Dumnezeu va fi alături, adică sigur este, dar poate că știți că de obicei în situații în care pare că nimic nu se mai poate face, mai există o singură șansă,
pentru că nimeni nu-i poate spune celui de sus cum să rânduiască lucrurile și poate, poate fi așa. Bănuiesc că pentru tot eroismul pe care l-a avut doamna Rotariu, pentru că împreună v-ați luptat ca niște eroi pentru Cassandra, care iată e o fată care merge deja pe drumul ei și a reușit atât de, de multe, trebuie să vă povestim, să vă pomenim și să vă mulțumim pentru faptul că ați depus atât de mult efort, dar cred că și toate aceste efort cumva s-a decontat cumva în starea și în tot ceea ce s-a întâmplat cu doamna dumneavoastră, nu-i așa? Da, păi cauza nimeni nu știe, dar marea majoritate au spus că pe baza stresului, pentru că nu ne-a fost ușor, adică ei, mie, hai că eram un sportiv de performanță, obișnuit cu greutățile, cu intervențiile chirurgicale, cu tot felul de lucruri, dar ea era cadru didactic și atunci, stând tot timpul, mergând în Franța cu Cassandra la operații, drumuri, înapoi, stând tot timpul alături de ea, ajutându-o și cu aia a epuizat-o și pe aia la un moment dat. Și, dar a făcut un lucru mare, important, pentru că a fost alături de Cassandra tot timpul. M-a îndrumat-o la școală, s-a ocupat foarte mult de ea. Cassandra acum o să dea bacalaureatul, dar are medii foarte bune la liceul Shakespeare de Timișoara și cumva poate epuizarea asta este și o mare bucurie prin împlinirea faptului că și Cassandra e pe un drum bun, foarte bun și trebuie să-l continue, indiferent că și ea suferă foarte mult, plânge în fiecare zi, dar e conștientă că trebuie să meargă pe drumul ei, să meargă mai departe și asta se facă pentru mama ei. Domnul Rotariu, suntem alături, ne rugăm pentru dumneavoastră și rugăm și pe cei de acasă care vă admiră pentru extraordinarul parcurs, nu numai sportiv, ci și uman, pe care l-ați avut în ultimii ani, reușind să salvați o viață, dar iată, cu câtă strădanie și cu cât preț, suntem alături de dumneavoastră și dorim Doamnei să sufere cât mai puțin și zilele, repet, Dumnezeu va rândui câte zile, să fie cât mai luminoase, cât mai frumoase, pentru că sunt convins că atunci când vede copiii și vă vede pe dumneavoastră, zâmbetul pe buze cu siguranță nu are cum să lipsească și Dumnezeu i-a dat un bărbat extraordinar, iar dumneavoastră o femeie extraordinară și vă dorim toată forța pe care Dumnezeu ne dă și nici măcar nu o putem bănui. Vă mulțumesc foarte frumos pentru încurajări și mi-a făcut plăcere că am intrat în emisiunea dumneavoastră. Domnul Iosif Rotariu, în inimile noastre îi suntem alături și sunt convins că ne vom revedea, pentru că este un luptător și va merge mai departe pentru Cassandra sau pentru orice cauză minunată a acestei lumi, să fim alături și de soția domniei sale. Să vă auzim cu vești bune, domnul Rotariu. Suntem alături. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. La revedere. Ca totuși să dăm puțin gust acestei părți de emisiune și din partea bucătăriei, pentru că în rest, repet, o asemenea dramă care se poate găsi pe orice meridian este cu mult mai teribil atunci când o și vedem în fața micilor ecrane. Stați dumneavoastră și ați citit durerea din ochii domnului Rotariu. Să-l întrebăm pe domnul Salomia ce face.